sfârșitul lunii august aduce la Petroșani o nouă ediție a Zilelor Municipiului. Punctul de atracție al sărbătorii îl reprezintă și în acest an cele trei spectacole care se vor desfășura în zona Teatrului Dramatic de Sârbu. Vineri seara, iubitorii cântecului popular sunt așteptați la un adevărat regal folcloric după ora 20. Vineri avem în această zonă a Teatrului Ide Sârbu spectacolul de muzică populară la care sunt invitați artiști de marcă din România, cum ar fi Veta Biriș sau Nicu Novac, Mariana și Adriana Anghel, împreună cu ansamblul Junii Sibiului, iar spectacolul va începe în jurul orelor 20, vor fi prezenți și artiști locali. După ziua dedicată cântecului popular, sâmbătă seara la Petroșani vor urca pe scenă Hara, Grasu XXL, Heaven, dar și Geopopa. Duminică este rândul artiștilor din Valea Jiului să apară în fața publicului petroșenean. La solicitarea Inspecției Muncii, o echipă de specialiști INSEMEX Petroșani a plecat la rafineria Petromidia pentru a face o expertiză tehnică în cazul exploziei de la începutul acestei săptămâni. Ieri dimineață, la prima oră, am sunat ITM Constanța și conducerea Inspecției Muncii de la București. Ne-am oferit serviciile de specialitate, a căror calitate dânșii o cunosc foarte bine. Și în două ore după acest telefon am deplasat o echipă care s-a dus la fața locului pentru efectuarea expertizei tehnice. Echipa e formată din patru specialiști, conduși de directorul tehnic al Institutului, domnul dr. Emilian Ghicioi. Urmând ca la Constanța, de fapt, deja au făcut juncțiunea cu alți doi colegi care se aflau acolo cu anumite treburi de serviciu. Specialiștii de la INSEMEX au o perioadă foarte încărcată în această vară. Deci suntem copleșiți. Am avut un val, am considerat că l-am epuizat și după aceea a început să vină în cascadă solicitări de expertiză tehnică. Cartierul Bărbăteni trece în această perioadă printr-un amplu proces de modernizare. După inundațiile din această vară, Primăria Municipiului Lupeni a decis să implementeze aici unul dintre cele mai complexe proiecte din istoria Lupeniului. Cartierul Bărbăteni a fost construit practic la începutul anilor 80. Eu am locuit în acest cartier de foarte multă vreme, cunosc toată istoria. Din fericire, în momentul de față, reușim într-adevăr să reabilităm complet acest cartier. Când spun complet, mă refer nu doar la infrastructura rutieră, se vede că lucrăm foarte puternic la ea, discutăm la infrastructura de canalizare, mulțumesc celor de la APA SERB, dar le solicit în continuare sprijinul pentru că sunt foarte mari probleme, instalațiile de gaz vor fi puse în regulă, instalațiile de transport a energiei electrice, absolut totul. De asemenea, vreau să vă spun că din punct de vedere al infrastructurii rutiere vom repara tot ceea ce înseamnă cartierul Bărbăteni. Pentru cei care locuiesc aici din zona blocului 13 până în capătul Bărbătenului, intersecția cu strada Mierleasa și biserica din Bărbăteni, vom interveni absolut pe toate străzile, vom reface toate locurile de parcare care sunt grav afectate, care au fost făcute în urmă cu 30-35 de ani. Practic doresc ca acest cartier, cartierul Bărbăteni, să fie primul cartier european din Valea Jiului. În momentul în care discutăm de un cartier european, discut de școli reabilitate, chiar în spatele meu este școala generală numărul 2, pentru care deja există un proiect, vom aplica pe fonduri europene să o reabilităm complet. Reabilităm cele două biserici care există în acest cartier, cele două parcuri, Parcul Copiilor și Parcul Bărbăteni. Practic doresc ca acest cartier, care are cam 10.000 de locuitori, să fie reabilitat complet. Vă spun, cel puțin în mintea mea, Bărbăteniul este și va trebui să fie un cartier european. Lucrările nu se opresc aici, conform declarațiilor oficialilor din Lupeni. Urmează și alte zone din oraș. După ce Primăria Municipiului Petroșani, în colaborare cu Consiliul Județean Hunedoara, au reușit să asfalteze într-un timp record porțiunea dintre viaductul de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena și benzinăriile din aeroport, rămâne o porțiune din centura Municipiului Petroșani, unde cel puțin deocamdată lucrările rămân așa, adică fără soluție. Am reușit să facem primul tronson din centura Petroșanului, cel de-al doilea tronson urmează, să vedem cum vom găsi finanțare. Cea mai realistă soluție, dacă vreți, ar fi tot așa o asociere cu Consiliul Județean pentru asfaltarea și acestui tronson din două motive. Unul, centura Petroșanului e un drum național, iar pe acest drum național de centură tranzitează practic aproape toți cei care vor să meargă spre sudul României și cei din vestul Văii Jiului, astfel încât cred că Consiliul Județean ar putea să intre într-o astfel de asociere
cu Consiliul Local pentru a finanța și asfaltarea acestei porțiuni. Centura municipiului Petroșani nu este responsabilitatea directă a primăriei, astfel că până când factorii de decizie de la nivel central vor interveni, această rută este precum copilul cu mai multe moașe, responsabilitatea fiind pasată dintr-o parte într-alta.